Salut, sunt Răzvan Pascu, sunt blogger și mai nou consultant în turism. Și ce alte calități ai? Că deja ești blogger și... Sunt blogger, da, consultant în turism. Astea toate au început dintr-un hobby care a devenit între timp afacere. Însă eu și lucrez pentru o multinațională, lucrez pentru ING Asigurări de Viață. Lucrez acolo de mai bine de 5 ani și acum am un job de manager pe partea de clienți corporate. Mm-hmm. Povestește-ne cum ai ajuns aici, din T0 în T1. Care e parcursul tău? Ce s-a părut relevant până acum în viață? Punctele de inflexiune? Eu provin din Brăila. Am venit în București pentru prima dată la facultate, acum 10 ani. Nu, cred că 9 ani. Și mi-am dorit foarte mult să ajung în București. Pe vremea aia, pentru mine, chiar consideram că în București poți să faci multe. În Brăila erau mai puține oportunități pentru tineri în special și vedeam așa București un fel de rai în România. Între timp m-am lămurit că nu e chiar așa și că oriunde trebuie să muncești să tragi tare. Însă chiar asta am făcut. După ce am intrat la facultate, imediat în vacanța, înainte să încep școala, m-am angajat. Am schimbat multe locuri de muncă în primul an, am lucrat foarte mult în primul an. Am căutam nu și banii, dar nu neapărat doar banii, ci căutam să văd exact ce îmi place. Pentru că nu eram foarte convins. Am făcut facultate de marketing, știam că vreau să fac ceva pe comunicare, însă nu eram foarte convins că asta e ceea ce îmi doresc. Și am vrut să o descoper. Am lucrat și pe vânzări, am lucrat tot felul de joburi studențești, am scris și la reviste. După care, probabil că pasul care m-a schimbat destul de mult a fost în vacanța dintre anul 1 și anul 2 de facultate, când am decis să merg într-un program de tip work and travel în străinătate, să lucrez în vacanță. Erau pe vremea aia, se mergea în Statele Unite ca și acum, în work and travel, sau în Marea Britanie. În Marea Britanie se mergea cu viză, era destul de complicat, însă aflasem eu că e posibilitatea să câștigi mai mulți bani și într-adevăr erau costurile mai mici ca să pleci. Și am decis să plec acolo. Am lucrat mai mult decât o vacanță, am lucrat 5 luni, am fost cu un prieten atunci și am tras foarte, foarte mult. Am muncit foarte, foarte mult acolo. Munceam și 16 ore pe zi. Am lucrat inclusiv în ferme ecologice. Lucram alături de studenți veniți din toată Europa de Sud-Est. A fost interesant, chiar a fost o experiență care m-a marcat. Și nu mi-am dat seama atunci. M-am bucurat, bineînțeles, de bani, pentru că am câștigat destul de mult. Pentru mine, la vremea aia, erau mulți bani. Însă mi-am dat seama ulterior că a fost experiența care probabil m-a făcut să mă schimb. M-am întors în România și am aplicat la o școală de comunicare organizată de Orange. Erau profesori faimoși, era Aneta Bogdan și Bogdan Naumovici și pentru ei mi-am dorit să fac orice ca să ajung acolo. Au fost sute de oameni care au aplicat, au ales 20, m-au ales și pe mine. Eram super bucuros. A durat 3 luni toată chestia asta. Iar la sfârșit, unul dintre noi ne-a oferit un job să rămânem în companie. Și în felul ăsta a început și cariera mea prin multinaționale. Am lucrat la Orange pe un job simplu, la relații clienți, dar pentru mine era ce îmi trebuia la momentul ăla. Am început să mă învăț să lucrez în organizații. Eu, care visam mereu să fiu antreprenor, să schimb lumea, de data asta eram angajat într-o firmă, trebuia să respect reguli. Și apoi, nici acum nu știu cum, după un an de zile, am fost recrutat de ING. De fapt, au fost mai multe tatonări, vreo jumătate de an, am fost la mai multe interviuri, tot mi se propuneau niște posturi și nu le acceptam. Nu știu nici acum cum am intrat în posesia CV-ului, de fapt nu mi-amintesc să-l fi trimis eu, nu știu ce s-a întâmplat. Însă cert e că asta a fost un mare noroc pentru mine, dacă pot să-i spun așa. Au fost oameni care au crezut în mine. M-am angajat și asta a fost. Așa a început cariera mea la ING. Care au fost primii bani care ai câștigat în viața ta, în afară de la mama și tata? În liceu. În liceu lucram foarte mult în Brăila. Făceam ce se făcea acum 15 ani, adică tehnoredactam lucrări de licență, habar n-am, făceam cărți de vizită, scriam la revistele școlare pe bartere, deci făceam tot felul de chestii. Mm-hmm. Organizam petreceri și baluri ale bubocilor. Deci ai avut o activitate foarte susținută. Am avut pentru că și aveam
nevoie de o susținere financiară. Părinții mei, mama mea e profesoară, deci vă puteți închipui că nu era minunat. Însă nu știu dacă numai asta a depins, ci mi-am dorit întotdeauna să nu depind eu de nimeni și să fiu eu pe picioarele mele. Și în momentul în care chiar am putut să fac ceva, pentru mine a contat foarte mult asta. Super! Dacă ar fi să dai 3 sfaturi cuiva care e tânăr și vrea să plece și să evolueze profesional mai mult și mai repede, care ar fi alea? În primul rând să se gândească clar care sunt visele lui și să creadă în ceea ce visează, să creadă în el, să facă tot posibilul, să-și păstreze etica clar, dar să facă tot posibilul să-și îndeplinească visul. Deci mie asta mi se pare, știi, multă lume îmi scrie acum, deci nu vă închipuiți câte multe mail-uri și câte multă vizibilitate se poate aduce un blog la un anumit nivel, pentru că primesc o grămadă de mail-uri și mă întreabă lumea secretul succesului sau niște chestii de-astea. Deci nu prea ai ce să-i răspunde, știi? Sau întreabă, ok, vreau și să ajung să am meseria ta, știi, să călătoresc, adică cred că la asta se referă. Și nu prea am ce sfaturi să le dau decât să fie perseverenți, deși sună așa foarte generalist. Dar eu știu că tot ce fac și tot ce am realizat până acum se datorează doar faptului că am fost perseverent și că mi-am dorit cu adevărat să fac ce fac. Ce puncte de inflexiune ai avut în viață? Știi, genul de răscruci în care... Nu știu dacă am, probabil că am fost norocos din punctul ăsta de vedere. Nu simt să fi avut răscruci și să... Nu știu, sau poate că nu le-am dat atenție. Pentru mine probabil că orice răscruce a fost un, nu știu, o oportunitate. Bine, eu sunt și foarte pozitiv așa din oamenii care mă citesc pe blog, știu. Eu merg și într-o călătorie, bineînțeles că sunt lucruri nasoale și în București, și în Madrid, și în Barcelona, și în New York, și peste tot. Dar n-am să le scot în evidență pe alea nasoale. Și când fac fotografii, le fac astfel încât să fie niște unghiuri frumoase, pentru că ce rost are. Corect. Ai avut momente de cădere în care ai fost jos și ai trebuit să o iei de la capăt? Momente de cădere nu am avut, însă mi se mai întâmplă uneori, recunosc, să simt că sunt foarte presat de multe lucruri. Deci acum, după jobul de la ING, de acum 5 ani, în timp în multinațională am evoluat, acum vă ziceam sunt manager, de vreo 4 ani m-am apucat și de partea de blog, colegii mei știau de la început, probabil că nici nu și-a imaginat că o să ajung până aici, însă s-a întâmplat de multe ori având atât de multe proiecte și acum, în ultimul an, ocupându-mă de partea de consultanță de PR și marketing pentru agenții de turism și companii din industria turistică, e mult, e foarte mult. Bine, nu mă mai ocup singur în momentul ăsta, am oameni care mă ajută, dar pe mine nu neapărat munca mă stresează, ci gândul de a avea ceva de făcut și știu că am deadline, trebuie să-l respect, adică am niște, sunt niște chestii care țin de mine, știi? Dar nu suport să spun un termen și să nu-l respect, adică mi se pare așa ceva. Ai zis mai devreme de etică. Da. Ce rol are etica în viața ta? Dacă, depinde cum privești lucrurile. Dacă privești pe... Dacă aș privi pe termen scurt, aș spune că nu ar conta. Dacă privești pe termen lung și până acum cam așa am făcut, etica contează extraordinar de mult. Deci chiar nici nu-ți poți imagina cum peste un an, doi, te poți întâlni cu cineva sau cineva căruia e greșit într-un anume fel, poate să vorbească, să-i spună altcuiva despre tine și să-ți facă sau nu o recomandare. Deci din punctul meu de vedere, etica este esențială și lucrul ăsta, sincer, l-am învățat de la ING. Deci pe mine, spre exemplu, compania asta, în primul rând, m-a învățat să respect reguli. Deci asta e foarte important. Eu, deși nu pare, sunt un tip foarte rebel din fire. Dar compania asta chiar m-a învățat să respect reguli și să le accept. Îmi plac, nu-mi plac, asta e. Mm-hmm. Și asta e foarte important la o afacere personală. Mm-hmm. În timpul liber, ce faci? În timpul liber călătoresc. Mulți îmi spun că... Deci când vezi comentariile pe Facebook și îmi spun că mă invidiază sau... Mulți și imaginează că eu nu muncesc, că de fapt pentru mine eu doar călătoresc. Însă chiar și o călătorie, în momentul ăsta a ajuns, e o muncă pentru mine, pentru că trebuie să te documentezi, să
îți scoți informațiile esențiale, să faci fotografii, să te întâlnești cu oameni interesanți, pentru că sunt multe lucruri pe care le fac într-o călătorie doar pentru că am blogul. Adică, nu știu, dacă, uite, îți dau un exemplu, ca să nu vorbesc așa la general. Acum un an de zile am mers în Helsinki și, ok, Helsinki e un oraș destul de plictisitor, așa, nu prea ai ce să faci. Dar am căutat niște lucruri ca să fie cât mai interesant și am mers și am mâncat acasă la niște localnici care ne-au gătit special și să fac lucruri. Probabil că nu le-aș fi făcut dacă n-aș fi avut blogul. Ai mâncat și rechin putrezit? Am mâncat balenă acum vreo lună în Norvegia. Rechin putrezit nu am mâncat, dar am mâncat alte lucruri interesante. Și în China am mâncat multe chestii pe care nu știu să ți le spun. Ce părere ai de românii care zic că în țara asta nu se poate, că e oribil, că fără pilă și pagă, că o să murim și că... Asta mi s-a întâmplat mie chiar acum o săptămână, că în fine a scris cineva despre mine și apăreau acolo comentariile și le vedeam că ok, aș călători și eu dacă aș avea banii lui, să știi multe chestii de genul ăsta. Eu n-am intervenit, până acum aș fi intervenit și eu, dar în ultima vreme nu mai intervin. Cum să zic, nu neapărat că nu mai îmi pasă, dar am ajuns la concluzia că nu poți chiar să schimbi toată lumea, știi? Măcar să schimbi pe cei care doresc să fie schimbați. Și mie se pare foarte important asta, adică n-are rost să iau lucrurile foarte general și ar trebui să mă focusez pe cei care chiar vor să fie schimbați și pot fi schimbați. Deci sunt unii care, dacă așa sunt, așa o să rămână. Lucrurile nu se pot schimba, nu te poți angaja fără pile. Ei bine, eu chiar sunt un exemplu că poți face multe lucruri fără pile. Deci nu știam pe nimeni în București, am venit și am stat la hotel, la cămin. Deci chiar eram 6 în cameră, deci... Na, nu știu, eu chiar sunt exemplu că nu poți să reușești fără pile. Și uite, pe blog de la o vreme chiar am început să scriu despre locuri de muncă, despre care aflu prin cercurile prin care mă învârt. Și încerc să le demonstrez în felul ăsta că e destul de simplu totuși, numai trebuie să miști puțin antene, că nu te aștepta să vină nimeni la tine. Corect. Și un cuvânt de încheiere pentru cei care se uită la acest filmuleț, ceva care să inspire, să le dea un șut în fund. Ce îmi place mie să zic mereu e că trebuie mereu, poate că sună aiurea, dar trebuie să iubești ceea ce faci și să iubești pe cei din jurul tău. Asta indiferent cine ar fi, că e prietena ta, prietenul tău, că sunt părinții tăi, că sunt niște colegi. Oamenii simt dacă le zâmbești, la telefon inclusiv, oamenii simt dacă îi iubești cu adevărat. Și iubit înseamnă, bine, știi, iubirea asta are mai multe forme, dar iubit înseamnă să pur și simplu să te intereseze de ei. Deci sfatul meu ar fi să nu fii niciodată indiferent și să întotdeauna să faci ceva, să cauți să faci ceva pentru ceilalți. Am senzația că făcând ceva ce pe alții îi ajută, te ajuți în primul rând pe tine. Și eu chiar mi-am demonstrat lucrul ăsta, adică uneori nu-mi propun să fac un lucru ca să câștig bani, ci ca să-i ajut pe ceilalți. Dar eu sunt conștient că dacă îi ajut pe ceilalți, mă ajut și pe mine și îmi va fi bine în sfârșit. Se întoarce. Mulțumim mult de tot! Mulțumesc și eu!